Sunt unul dintre fondatorii Rise, lucrez acolo evident cu o echipă mai mare, suntem vreo 16 acum și am să vorbesc puțin despre ce înseamnă munca la Rise, dar aș vrea să pun un pic de context prima oară, ca să vorbim puțin despre, știu eu, mediul ăsta în care ne facem noi munca și la Rise, fiindcă Rise nu înseamnă doar munca din România, înseamnă muncă regională, înseamnă muncă în toată lumea. Eu am început, în fine, acum vreo 10 ani să călătoresc, 11 ani de fapt, să călătoresc peste tot. Adică din America Latină, în Africa, am trăit o vreme în Congo, în Congo Mare, DRC, Republica Democrată Congo, am umblat în multe, multe țări și ce am încercat să fac a fost să creez rețele din astea de jurnaliști de investigație. Ei, și la un moment dat am realizat că sunt foarte puțini jurnaliști în lume. Sunt chiar foarte puțini și când vorbim despre jurnaliști de investigație, sunt și mai puțini. Și atunci, totuși, ca să, știu eu, să arătăm ce se întâmplă în criminalitatea organizată, știu eu, corupția asta la nivel înalt, avem nevoie de investigatori. Investigatorul nu trebuie să fie neapărat reporter, să fie jurnalist, să lucreze pentru un Rise Project sau pentru un ziar sau pentru un post TV sau pentru un radio sau știu eu ce. Investigator poate să fie oricine. Dumneavoastră de aici din sală puteți foarte ușor să faceți investigație. Și asta o să încerc eu să argumentez în următoarele minute. Bun, deci Rise Project nou. Am înființat împreună cu câțiva colegi Rise Project în urmă cu 3 ani. Dar Rise Project este partea unei organizații mai mari, care este înființată acum vreo 7 ani și anume e vorba de Organized Crime and Corruption Reporting Project. Ei, sau pe scurt OCCRP, un nume groaznic, foarte greu de pronunțat. Și e interesant de fapt cum s-a născut organizația asta din care face parte Rise. Și anume acum vreo 7 ani jumate, împreună cu un coleg din Bosnia, din Sarajevo, ne-am întâlnit la un workshop și am discutat despre o anchetă referitoare la curentul electric în zona Balcanilor. Era atunci a început să se vorbească despre băieții deștepți, oamenii care fac o grămadă de bani din tradingul ăsta, din comerțul cu energie. Energie electrică, din surse din astea hidro sau energie nucleară sau din cărbune. Și discutând cu acest coleg din Bosnia, am ajuns noi la concluzia că oamenii care fac afaceri cu acest curent electric în toată regiunea noastră sunt aceiași. Și am zis, băi, hai să facem împreună un proiect de investigație, hai să-i arătăm, să dezvăluim care e afacerea, care e esența afacerii. Fiindcă, pe scurt, era vorba de faptul că noi plăteam, știu eu, la curentul electric o sumă care era mult mai mare decât costurile reale ale acelei energii. Și asta fiindcă energia electrică ieftină din România era vândută în Serbia și în alte țări din fosta Iugoslavie, în timp ce din țările alea era vândută către România tot energia ieftină, dar tot așa se adăugau niște bani la asta și oamenii, traderii, făceau bani din lucrul ăsta și populația plătea mai mult decât ar fi trebuit. Ei, noi ne-am gândit de unde să facem rost de finanțare pentru proiectul ăsta, că vreau să facem pe toată zona Balcanilor și Carpaților și... Și am aplicat la ONU. ONU au niște fonduri din astea, Organizația Națiunilor Unite. Și titlul proiectului, titlul hârtiei pe care am trimis-o noi la ONU, e-mailului, era ăsta, Organized Crime and Corruption Reporting Project. Deci ar fi trebuit să fie numele unui proiect, atât. Proiectul ăla a câștigat primul Global Shining Light Award în Toronto, primul premiu global pentru jurnalist de investigație și noi am rămas cu numele organizației. Așa. Acum ne gândim la rebranding, ne gândim la alte lucruri. Fiindcă numele e într-adevăr groaznic. Însă, OCCRP-ul este o umbrelă. E o umbrelă peste o grămadă de centre de jurnalism de investigație din tot estul și centrul Europei.
De exemplu, în... Hai să intru puțin pe secțiunea de membri. În Bosnia-Herzegovina avem un centru pentru jurnaliști de investigație. În Ungaria avem Atlatso, care este tot așa un centru de jurnaliști de investigație. În Armenia, Hack Online și așa mai departe. RISE Project în România. RISE în Moldova, unde RISE România este cofondator. Și așa mai departe. Bulgaria. Deci acoperim toată zona asta. În unele țări însă membrii sunt publicații. De exemplu, în Moscova lucrăm foarte bine cu Novaya Gazeta. Asta este ziarul unde a lucrat Ana Politkovskaya. Pentru cei care nu știu, Ana Politkovskaya a fost un reporter de investigație ucisă în urmă cu ceva ani în Moscova pentru investigațiile ei referitoare la regimul lui Kadyrov în Cecenie. O femeie extraordinar de curajoasă care a plătit prețul ultim. În Ucraina lucrăm cu Kiev Post și așa mai departe. Deci acoperim toată zona. Pe lângă asta, OCCRP-ul activează și în America Latină. Și o să vă arăt imediat unul. Deci ceea ce facem este construim baze de date pe crimă organizată. De exemplu, în America Latină avem un proiect care se numește Persona de Interes. O să încerc să-l accesez. Vedeți, noi pe lângă jurnalist de investigație creăm baze de date pe care evident le facem publice. Aceasta este în limba spaniolă și conține numele multor narcotraficanți din țări precum Guatemala, Mexic, Brazilia și altele. Aici selectați, de exemplu, țara. Haideți să selectăm Columbia și dăm buscar și vedem persoanele narcotraficanții din acea zonă. Ei, îi indexăm cu toate, de la data nașterii până la, știu eu, documente legate de ei. Tot așa, ca să dau puțin context, am să vă arăt un film care arată puțin riscurile pe care le întâlnim în munca noastră. Sper să meargă internetul. Deci e un film de 5 minute în care o să vedeți că noi mergem și undercover. Deci pe lângă munca din America Latină cu narcotraficanții, facem același fel de muncă și în estul Europei. Reporterii OCCRP au călătorit luna trecută în Republica Moldova. Acolo l-au întâlnit pe unul dintre cei mai periculoși infractori din regiune și au descoperit cât de simplu este să cumperi armele care sunt folosite acum în războiul civil din țara vecină, Ucraina. Chișinău, capitala Republicii Moldova, este situată la mai puțin de 150 de kilometri de Ucraina. Ambele țări împart o graniță foarte vulnerabilă cu regiunea separatistă Transnistria, o republică fantomă în care Federația Rusă își menține armata de peste două decenii. Dinspre Transnistria se face contrabandă cu orice, dar mai ales cu arme. Traficantul întâlnit de reporterii noștri este Ion Truță, zis Vanea Pisatelii. El este unul dintre cei mai temuți lideri ai crimei organizate care acționează în Moldova și Transnistria, însă rețeaua lui s-a extins în mai multe țări din Uniunea Europeană. Autoritățile române susțin că Truță, alias Pisatelii, a organizat un asasinat brutal în București în noiembrie 2012. Polițiștii și procurorii îl acuză pe Pisatelii că l-ar fi angajat pe asasinul moldovean Vitalie Proca, căruia i-ar fi furnizat arme și suportul logistic pentru a-și elimina ținta. Proca a făcut însă o confuzie, a tras în altcineva, iar victima, deși ciuruită cu 6 gloanțe, a supraviețuit ca prin minune. Același Vitalie Proca, spun autoritățile, l-ar fi împușcat și pe bancherul rus German Gorbunțov în noiembrie 2012 la Londra, în Anglia. Anul trecut, Ion Druță a fost condamnat la 20 de ani de închisoare pentru comandarea unui triplu asasinat. Aceste execuții au avut loc cu peste 10 ani în urmă. 3 oameni au fost împușcați, arși și îngropați într-o pădure de lângă Chișinău. Astăzi avem o ocazie foarte bună pentru a felicita poliția pentru o realizare importantă de captura a unui membru al grupărilor criminale și a unui personaj renumit în
în mediul criminal al Republicii Moldova și nu numai. Dar după doar 7 luni petrecute într-o închisoare moldovenească de maximă siguranță, Curtea Supremă Locală l-a eliberat pe Pisatelii și a dispus rejudecarea dosarului. Druță l-a asigurat pe reporterul OCCRP că îi poate livra un camion cu 30 de pistoale mitralieră și 5 lansatoare de grenade direct într-o locație din apropiere de Odessa, Ucraina. Totul în mai puțin de o săptămână pentru suma totală de 29.000 de euro. Pentru a verifica spusele lui Pisatelii, reporterul a comandat un lansator de grenade antitank, a cărui valoare pe piața neagră din regiune a ajuns la 1.000 de euro. Druță i-a cerut reporterului să intre în mașina lui, unde urma să încaseze banii cash. Împreună fiind, Pisatelii a condus fără o destinație precisă prin oraș, urmând un traseu haotic pentru a evita o posibilă supraveghere. Cei doi au discutat și detaliile transportului de arme către Ucraina. Băi, ce-am văzut, contractul Ucraina sunt discută cu Ucraina, am dat cum trebuie să vrei. Nu, nu, nu. Da, originalii cea de scutere. Da, de aici au fost oraș, am dat cum trebuie. Deci, teoretic, care există posibilitatea să luăm mai multe lucruri? Nu, nu, eu te întreb de o politică, nu le facem de la stămâiele. La finalul plimbării cu mașina, banii au fost înmânați și, ca bonus, Druță i-a oferit reporterului un pistol semi-automat. În ziua următoare a avut loc înmânarea lansatorului de grenade antitank. Arma a fost plasată într-o mașină parcată în centrul Chișinăului, sub supravegherea de la distanță a racheților din brigada lui Druță Pisatelii. Un alt reporter a fost instruit să intre în automobilul lăsat deschis ca să ridice arma. Jurnaliștii au dus apoi armele la un hotel și l-au verificat. Lansatorul de grenade a fost proiectat să distrugă tancuri. Au descoperit că ambele au fost produse de armata rusă pentru trupele staționate în Transnistria sub mandat de menținere a păcii. Reporterii au contactat autoritățile și au căzut de acord să ascundă armele într-o pădure. Ofițerii le-au recuperat ulterior cu ajutorul coordonatelor GPS și al fotografiilor de la fața locului. Hey, asta este un exemplu de muncă la Rise Project. Acum, ce nu vedeți în filmul ăsta, este, să spunem, și partea amuzantă a muncii astea. În momentul în care reporterul nostru a luat RPG-ul ăla, lansatorul de rachete din portbagajul acelei mașini, s-a dus, avea RPG-ul împachetat într-o cârpă și s-a dus spre mașina noastră. Ei, acolo era un polițist care ne dădea amendă fiindcă era parcată greșit mașina. Deci închipuiți-vă, ești cu parvici după tine, tot plin de adrenalină și termina și vezi polițistul care, domnule, ați parcat, eram în centrul Chișinăului, ați parcat greșit aici, nu, vă dăm amendă. Și e o situație destul de neplăcută. Deci există multe lucruri care se întâmplă în clipa în care faci investigație, mai ales când mergi undercover. Există risc mult și noi încercăm să minimizăm cât mai mult, știu eu, pericolul. Însă, întotdeauna, absurdul e la lucru. Nu poți să eviți tot felul de lucruri din astea ciudate. La un moment dat, am mers în Zăbrăuți, în urmă cu ceva ani, să cumpăr heroină undercover, să cumpăr niște bile de heroină. Despre ce era vorba? Știam, aveam niște ponturi, că poliția face acolo niște razii din astea de formă. De fapt, nu arestau traficanți, nici măcar nu le confiscau marfa. Și am mers la jumătate de oră după o razie din asta, am cumpărat heroină ca să demonstrez că, având pe mine o cameră ascunsă, ca să demonstrez că, uite, se întâmplă lucrurile în felul ăsta și, într-adevăr, poliția nu e eficientă, fiindcă nu vrea să fie eficientă. Ei, și am cumpărat asta, totul a decurs perfect, discuția cu traficanții, cu dealerii, super, la etajul 3, într-un bloc din ăla în Zăbrăuți, mirosea foarte, foarte urât acolo. Și când să plec, pe palierul ăla, pe etaj, era plin de copii.
Și unul dintre copii a început să sară pe mine și să mă pipăie. Și a zis, ce e aia? Și eu aveam pe mine camera ascunsă, cu toată aparatura, cu trebuie să ai un recorder, trebuie să ai niște lucruri. Și în momentul ăla am înghețat. Am spus, gata, până aici mi-a fost. Fiindcă copilul ăla a simțit că aveam ceva pe corp, care nu era firesc. Și urla în gura mare, ce e aia? Și zic, dacă aud ăștia acum ce urlă copilul, na. Am reușit să mă fofilez din nou, a fost noroc. A fost iarăși situații, undercover-ul e greu, adică trebuie să-l faci și să fii conștient că oricâte planuri ți-ai face, oricât de pregătit ai fi, există risc. La un moment dat eu am cumpărat o vreme femei de la traficanți, de la traficanții de persoane. Și mergeam prin tot felul de locuri din astea, discutam, negociam cu traficanții, tot așa cu cameră ascunsă și cumpăram femeile acelea, victimele, și le duceam la un shelter din ăsta pentru victimele traficului. La un moment dat eram pe undeva pe la Răzoare și într-o casă aflată într-o stare destul de aiurea și una dintre fete din grupul acela și-a dat seama că filmam cu niște ochelari și mi-a spus, ia-mă pe mine că dacă nu le spun traficanților. Și evident că a trebuit să mă mulez după situație și să... Și evident că am luat-o pe acea fată. Ei, astea sunt povești, să spunem așa, oarecum frumoase. Însă, în momentul în care faci investigația, îți dai seama că partea asta glamuroasă e doar vârful icebergului. De ce? De exemplu, în cazul traficanților de persoane și victimelor ăstora. Eu când am început să fac lucrurile astea, mă simțeam tare bine. Mamă, am salvat o fată care era în ghearele traficanților și care, știu eu, suferea acolo și eu vin, marele jurnalist de investigație, și îmi fac treaba și fata aia o să trăiască fericită de acum încolo și o să meargă la școală și o să-și facă, să ducă o viață ok. Ei, mi-am dat seama că lucrurile nu sunt chiar așa. Adică tu ca jurnalist poți să faci, să rezolvi, să spunem, o parte din situație, mică de fapt, insignifiantă de multe ori. Fiindcă, recuperând fete de la traficanți și ducându-le la shelterurile astea, mi-am dat seama că acolo au parte de o asistență limitată. Adică de multe ori fetele fugeau și ajungeau din nou la traficanți, ajungeau să fie traficate. Fiindcă trebuie să fie soluții pe termen lung la astfel de probleme, nu? Nu poți să rezolvi tu așa ca jurnalist de investigație, apari și rezolvi situația. Tot ce putem noi să facem e să contribuim puțin la munca pe care trebuie să o facem toți ca societate. Și de asta aș vrea eu ca dumneavoastră, ca toată lumea de aici să fie, să devină investigator. Fiindcă putem, puținul ăla până la urmă contează, fiindcă scos la suprafață niște lucruri pe care, știu eu, cei corupți sau sistemul vrea să le ascundă. Haideți însă să continui cu descrierea ecosistemului ăsta de jurnalismului de investigație. Deci avem RISE Project, partea OCCRP, a organizației astea regionale, iar RISE Project este la rândul ei o rețea, membra Global Investigative Journalism Network. Ceea ce vedeți aici, pinii aia de acolo, sunt o grămadă de centre de jurnalism de investigație din toată lumea. De exemplu, vedeți o aglomerare destul de mare în Europa, în Statele Unite. Adică dacă dăm un zoom, vedem că sunt mai multe decât cele care sunt aici. Sunt grămezi de organizații. La R ar trebui să fie RISE Project. De ce credeți că au apărut atâtea organizații de investigație? Toate astea sunt not-for-profit, sunt ONG-uri. Cineva? Aveți vreo părere despre asta? De ce a apărut RISE Project, de exemplu? De ce credeți că a apărut RISE Project? Da, ăsta este un răspuns bun, însă contraargumentul meu ar fi că toți cei de la RISE ne-au lucrat în presă. Am lucrat, știu eu am lucrat la evenimentul zilei, am fost șeful secției de investigație acolo,
alții au lucrat la Antena 3, la Premier, alții au lucrat în diverse alte locuri. Când ne uităm la, știu eu, toate organizațiile astea și vedem organizații în India și în Indonezia și în Africa, astea sunt un răspuns la o problemă mult mai adâncă. Evident că e nevoie de jurnaliști de investigație și sunt primul care să afirme asta. Însă e și o perioadă în care presa mainstream, din păcate, nu numai care a renunțat la investigații, la departamentele de investigație, ci de multe ori a încercat să folosească departamentele de investigație pentru scopuri care nu sunt în interes public. Eu, de exemplu, am lucrat la evenimentul Zile, la Jurnalul Național, la alte publicații și de multe ori anchetele noastre nu apăreau în paginile ziarului. Și nu apăreau pentru că noi ulterior să vedem reclamă care venea de la firmele pe care le menționam noi în anchete, reclama apărea în paginile ziarului, dar anchetele nu. Deci, de multe ori, anchetele sunt folosite în scopuri din astea urâte. S-a întâmplat nu odată, s-a întâmplat de multe ori. Și se întâmplă și acum, în presa, să spunem, mare. Fiindcă există un conglomerat ăsta de interese, pornind de la patronat, pornind de la cei care dețin posturi TV, radio, chiar și publicații online. Sunt oameni care au tot felul de afaceri, oameni care au interese politice, uneori. Sunt oameni care, de exemplu, sunt investigați de către DNA sau de către alte parchete. Și atunci, ce fac oamenii ăștia? Încearcă să-și folosească organul de ăsta de media ca pe o măciucă, efectiv. Deci încep să-l folosească în orice alt scop decât interesul public. Și atunci, evident că, până la urmă, lucrurile astea sunt percepute de către public și publicul nu mai e mulțumit. Eu, de exemplu, nu m-am mai uit la televizor de multă vreme. Mă uit când, nu știu, se nimerește să fie un televizor deschis undeva, sunt pe hol, aștept la o instituție sau ceva. Dar nu mă mai uit la televizor de multă vreme. Nu spun că e bine să nu te uiți la televizor. Eu nu pot să mă mai uit la televizor. Și atunci, cred eu că e o reacție firească asta. Sunt niște anticorpi. Jurnaliștii buni, că sunt din India, că sunt în Africa, că sunt oriunde, se vor întâlni și vor crea nuclee din astea. Centre de jurnaliști de investigație, care de obicei sunt organizații independente și din astea ONG-uri, adică fără profit, și vor încerca acolo să-și facă treaba. Deci asta este Global Investigative Journalism Network. Noi am avut de curând o întâlnire odată la un an jumate, odată la 2 ani, și ultima a fost în Lillehammer, în Norvegia. A fost acolo vreo 1200 de jurnaliști de investigație din toată lumea și o să spuneți, mamă, ce mulți. De fapt, sunt extrem de puțini. Suntem foarte, foarte puțini. De asta, în ultima vreme, ce se întâmplă este că se mută alte ONG-uri de activiști în zona jurnalismului de investigație. Un exemplu bun ar fi, să spunem, Global Witness. Câți dintre dumneavoastră ați auzit de Global Witness? Persoană, două persoane. Poți să ne spui pe scurt ce face Global Witness? Nu. Adică știu că awareness că există și că pur și simplu ce nu vine în minte din numele pe care l-au avut, dar asta e tot ce știu. Deci Global Witness este o organizație de activiști, în domeniul, mai ales în domeniul industriilor extractive. Și fac investigații pe minerit, pe chestiuni din astea care țin de încălzirea globală, pe despăduri din astea ilegale și tot felul. Sunt activiști care s-au mutat în spațiul ăsta de investigație. Mai nou, Greenpeace și-a făcut departament de investigație și Greenpeace, supănuiesc că știți ce este, nu? Greenpeace chiar e o organizație mare și... Deci Greenpeace-ul au angajat jurnaliști de la Reuters, jurnaliști de investigație și acum fac ei investigații. Ei, când ne uităm din nou la harta asta, ce aș vrea să vedeți dumneavoastră sunt și laboratoare unde se fac experimente. Deci ceea ce vedeți, toate locurile astea, toate punctele astea de pe hartă, sunt un fel de locuri unde cu toții știm că putem să ne alegem cu un eșec usturător.
Adică facem investigație, investigația puțină, noi o numim cherry picking. Dar aici încercăm să experimentăm cu animație, cu VR, cu virtual reality, cu augmented reality, cu tot felul de alte unelte, care să avanseze puțin jurnalismul de investigație și să ne ducă spre zone unde să fim cât mai eficienți chiar cu numerele astea puține. Și zonele alea includ, evident, și căutarea unor oameni ca dumneavoastră în procesul ăsta de investigație. Și haideți să vă mai arăt foarte pe scurt un filmuleț, după care o să facem o investigație împreună, pornind de la filmulețul ăsta. E un filmuleț de 2 minute și un pic. It started a decade ago when a mysterious criminal group figured out a foolproof scheme to steal millions of dollars. The way it worked was simple and easily repeated. Secretive offshore paper companies would claim fake debts from state or private firms in Ukraine, Moldova, or Russia, who sometimes were in on the deal. Bribe judges in the Republic of Moldova or Ukraine would accept the claims and rule in favor of the criminals. The company would pay off the debt to the offshore, and the money, protected by a court ruling, was effectively laundered and headed for Europe. Law enforcement was not sophisticated enough to figure out what was happening, or too corrupt to care. Then, in 2008, while Moldovan police were raiding a company involved in a relatively small $4 million fraud case, they found boxes full of rubber stamps, the kind used by companies to certify their official records. The mysterious stamps came from dozens of British and Delaware-based companies. The police seized them, but days later, they were ordered to return them, along with six computers they had confiscated. What they didn't know at the time was that they just missed an opportunity to stop what would become one of the largest money laundering operations in the world. The scheme, unabated, continued to grow more sophisticated. Eventually, with the help of British formation agents, the criminals inserted their offshore companies into the ownership structures of a number of Moldovan banks. And those fake offshore companies, whose stamps police had once had in their hands? By the spring of 2014, they had laundered $20 billion, and that's just what we know about. To keep police confused, they blatantly forged documents, changing the spelling of names each time. Finally, in the end of 2014, they pulled another big one. This mysterious criminal team made massive loans, $1 billion worth, from the banks that they controlled to fake companies. The money promptly disappeared. Even now, the great Moldovan laundering machine keeps spinning, and nobody seems to know how to stop it. And the perpetrators? Some have fled, many more remain unknown. But the laundromat spins on. Asta este o anchetă pe care noi am coordonat-o de la Rise Project și care a avut rezultate foarte, foarte bune. Adică au fost, chiar săptămâna trecută a mai fost arestat un membru al acestei rețele de spălare de bani și vorbim de 20 de miliarde de dolari, a fost arestat în Moscova în timp ce lua prânzul cu prietena lui. E vorba despre un domn Grigoriev, probabil fost agent FSB. FSB-ul este, cum ar veni, SIE la noi, sau SRI și SIE combinat, deci un serviciu secret foarte, foarte puternic în Rusia. Vedeți, sume mari, rețele care se întind pe continente, știu eu, bani mulți, oameni care au foarte multă minte, deci oameni care sunt foarte deștepți. Deci cei care, criminalii care pun la punct o spălare de bani în valoare de 20 de miliarde, sunt oameni extrem de deștepți, care se și distrează în timp ce fac, știu eu, lucrurile astea, și care calculează foarte bine și calculează fiecare mișcare transfrontalier. Deci ei se uită așa la hartă și spun, bun, mexicanii, undeva aici, da? Avem cartelurile drogurilor din Mexic. Știți cam cât cash generează traficul de droguri din Mexic anual? O estimare foarte modestă e 100 de miliarde de dolari anual. Sume mari. De exemplu, în urmă cu câțiva ani, Sinaloa, un singur cartel din cele patru mari, că sunt mai multe, dar patru sunt mai mari, din Mexic, a spălat printr-o singură bancă din Statele Unite, numită Wachovia, peste 200 de miliarde de dolari.
Ca urmare, banca a intrat în faliment și a fost preluată de către o altă mare bancă americană numită Wells Fargo. Bun. Mexicanii ăștia de la Sinaloa s-au gândit, băi, cum să spălăm noi banii ăștia? Fiindcă închipuiți-vă, 200 de miliarde de dolari în cash înseamnă un volum imens. Nu cap aici în tot cinematograful ăsta. Vorbim de bani enorm de mulți, fizic enorm de mulți. Gândiți-vă ce se poate face cu banii ăștia. 200 de miliarde de dolari. Gândiți-vă că România nu are atâția bani. Și mai ales, gândiți-vă, e vorba de cash. Deci e vorba de un grup criminal care are banii ăștia la dispoziție și se gândește, băi, hai să investim. Bani pe care efectiv îi întorc cu lopata, uneori cu buldozer. Ce credeți că fac oamenii ăștia? Cum credeți că își gândesc schemele de investiții? Vreo idee? Cât mai sigur, evident. Dar cum pot să... Uitați, de exemplu, dacă eu aș avea aici toată scena asta plină cu bani până în tavan, dar banii sunt evident bani negri. Nu pot să merg cu ei la bancă să spun, băi, uite, să merg cu niște camioane și să spun, uite, v-am adus banii ăștia, vreau să mi-i puneți în cont și după aia îmi cumpăr eu ce vreau cu ei. Ce credeți că... Poftim? Să spunem că am un miliard doar, nu... Imobiliare. Dar cum poți să investești banii ăștia în imobiliare? Prieteni, rude. Poate fi și asta. Dar... Păi, în primul rând, gândiți-vă la un lucru. De exemplu, un hoț sau un traficant de persoane sau un traficant de droguri are business-ul lui, să-i spunem business. Faptul că el merge și fură de undeva sau face traficul de droguri și face banii ăștia. Ei, oamenii ăștia nu vor să mai muncească în plus. Adică nu o să iau banii ăștia și să mă gândesc, băi, hai să-mi fac o fabrică unde să angajez 10.000 de oameni, să rezolv problema sărăciei în partea asta de țară. Fiindcă nu e pe tipicul gândirilor. Adică de-aia fac ei în primă instanță toate lucrurile astea, toate nenorocirile astea. Fiindcă sunt implicați în criminalitate. Însă, în momentul în care ai atâția bani, ceea ce vei face este să te folosești de sistemul din jurul tău. Și să găsești oameni capabili să te servească, oameni capabili să facă munca pentru tine. Și o să-ți angajezi, știu eu, de la avocați, la contabili, la jurnaliști, la orice om care te poate ajuta să-ți speli banii ăștia. Fiindcă banii ăștia, procesul de a spăla bani nu înseamnă doar să mergi să-i depui în bancă și după aia să-ți cumperi, știu eu, undeva un imobil. Înseamnă trebuie să cooptezi de partea ta și media. De exemplu, te folosești de un ziar local și spui în care să spună, domne, uite, a venit investitorul ăsta extraordinar și a construit un întreg cartier de blocuri în zona asta. Nu mai contează că cartierul de blocuri e construit într-o zonă protejată, de exemplu, sau ceva. Deci e vorba, trebuie să cooptezi cât mai mulți oameni de partea ta. Trebuie să-ți creezi o rețea. O rețea criminală. Fiindcă altfel nu poți în momentul ăsta să speli și să faci afaceri la nivelul ăsta atât de mare. Haideți să vedem un exemplu de astfel de rețea criminală. Asta este o investigație pe care tot așa am coordonat-o noi de la București. E vorba de cea mai mare fraudă la bugetul Rusiei. A fost în ultimii 10 ani cel puțin. A fost furați o grămadă de bani de la bugetul Rusiei, câteva sute de milioane de dolari, o returnare de asta frauduloasă de TVA. Și banii au fost după aceea, bine, returnarea a fost într-o seară de Crăciun, banii dați pe loc, câteva sute de milioane, a fost nefirească cu totul afacerea. Deci banii au fost furați de la bugetul statului rus și trimiși prin conturile mai multor companii. Asta fac de obicei criminali. Încearcă să pună cât mai multe ziduri, cât mai multe obstacole între ei și fraudă. Astfel încât investigatorul, jurnalistul, cine vrea să facă, să vadă ce s-a întâmplat cu adevărat, să nu poată să ajungă la vreo concluzie.
Și atunci, de exemplu, în cazul ăsta, ei au trecut banii printr-un rând de companii, al doilea, al treilea, toate astea în Rusia. După care vreo 300 de milioane de dolari s-au dus într-un cont la o bancă numită Crainy Sever, care într-adevăr a fost creată chiar de către criminali. Cineva a spus mai înainte că îți iei și o bancă. Da, o bancă e foarte utilă întotdeauna în munca asta de spălare de bani și o să vorbim puțin despre bănci un pic mai încolo, fiindcă băncile sunt un element extrem de important. Ei, de acolo banii au mers, de exemplu, în Moldova, o parte din bani, la două firme din Moldova, Bunicon Impexerele și Elenast. Haideți să vedem puțin ce înseamnă, de exemplu, Bunicon Invest. Deci aici, în această clădire din centrul Chișinăului de pe strada Armenească, era firma Bunicon. Vedeți, e și un copăcel crescut în fața ușii. Deci firma Bunicon, exact aici, în casa asta. Banca în care au mers banii se afla la două străzi mai încolo. Adică 3 minute de mers pe jos. Evident, tu ca bancă, în clipa în care primești o sumă mare de bani în cont, trebuie să faci ceea ce se numește due diligence. O mică investigație să te asiguri că banii sunt provin din surse licite, cum se numesc ele. E clar că banca din Chișinău n-a făcut așa ceva, fiindcă ar fi mers două străzi și ar fi văzut, băi, compania asta nu există, Bunicon. Da. Ei, în clipa în care noi vedem un asemenea caz clar de corupție, de criminalitate organizată, ce facem? Ca investigatori ne gândim că ulciorul merge de mai multe ori la apă. În sensul că, dacă eu văd o clădire de asta și știu că o firmă de aici a fost folosită în fraudă, mă aștept să fie mai multe firme la aceeași adresă care să fi fost folosite în fraudă. Nu neapărat aceeași fraudă. Asta vine din faptul că mafioții, criminalii, cum vreți să le spuneți, dacă văd că funcționează un sistem, o să-l perpetueze, o să-l aplice până când nu mai merge. Ei de multe ori se gândesc la criminalitate, nu cum vedem noi un șir de acțiuni, de acțiuni care se leagă, la, știu eu, traficul de droguri, la spălarea de bani, la investiții, la placement, cum se spune, la toate astea. Ci văd totul ca pe o marfă, ca pe un obiect. Un obiect, adică e schema de criminalitate. Și acea schemă poate fi aplicată astăzi în România, mâine în Moldova, poi mâine, știu eu, în altă parte a lumii și tot așa. Sunt lucruri care funcționează. Și atunci nu are rost să strici un lucru bun, ci îl aplici din ce în ce mai mult. Deci pentru ei, criminalii așa gândesc. Nu gândesc disparat, nu gândesc în sensul că ok, azi fac trafic de droguri, mâine fac alt tip de criminalitate. Integrează toate lucrurile pe care le fac. Ei, în momentul în care ai exemplul ăsta, casa asta, de exemplu, din Chișinău, dacă dai o căutare pe registrul companiilor de la Chișinău, din Moldova, o să vezi că mai sunt alte vreo 16 companii la aceeași adresă, din care multe sunt implicate în alte fraude, inclusiv fraudarea sistemului de pensii din Republica Moldova. Mai mult, dacă te uiți la documentele acelor firme, vei găsi niște puncte comune între acele firme, și anume numele. Nu în sensul că numele este același, dar dacă ne uităm, o să încerc să găsesc repede documentul Bunicon. Da, uitați. Ăsta este un document de la Registrul Companiilor din Moldova. Ce vedem aici? Vedem că Bunicon Impex SRL este la adresa asta și că administrator este un domn Bunicovski Vladimir Piotr. Observați, Bunicon, Bunicovski. Toate celelalte firme implicate în fraudă de la adresa asta au același tip de nume. Adică vei vedea particulă din numele administratorului. De exemplu, una dintre firme se numește Elenast, una dintre firmele care chiar a primit banii din cazul Magnitsky. Și e deținut de Elena Stângă. Și tot așa. Ei, deci de multe ori trebuie să faci un pic de analiză semantică ca să-ți dai seama despre locurile unde sunt activ criminalii. Ce poți să faci? Văzând că există pattern-ul ăsta, poți, de exemplu, să screpuiești tot registrul companiilor din Republica Moldova
și să cauți toate instanțele unde numele de firmă conțin particule de nume foarte folosite în Moldova. Și atunci e foarte probabil ca multe dintre acele firme să fie create de către gruparea asta criminală. Deci există multe feluri de a găsi criminalitatea fără să ai neapărat un pont de undeva. Și asta, de fapt, îți dă independență. În momentul în care gândești și încerci să anticipezi pașii criminalilor și încerci să anticipezi modul în care gândesc ei, e și mai mult fun, adică e mult mai distractiv, fiindcă ești cu un pas, să spunem, înaintea lor și, în plus, ajungi la rezultate mult mai interesante. Fiindcă, o să argumentez imediat, e important să arăți ce s-a întâmplat. Dom'le, uite, au făcut aia, au furat, au făcut o fel de nenorociri, dar e mult mai important să previi. Și se poate preveni criminalitatea. Ați văzut toți, probabil, filmul ăla cu Tom Cruise, Minority Report, cu pre-crime, cu tot felul. Ei, ce facem noi este, într-un fel, pre-crime, dar nu mergem, nu acuzăm oamenii aiurea și nu îi arestăm și nu facem. Dar ce se poate face pe partea asta de pre-crime este să previi criminalitatea înainte să se întâmple, în momentul în care știi că oamenii ăia au mai aplicat această schemă criminală în altă parte a lumii sau în altă zonă geografică sau în altă... Și o să vă dau un exemplu imediat. Dar haideți să facem împreună investigația asta. Banii au ajuns în Moldova și e destul de clar că din Moldova, adică că în Moldova sunt niște afaceri dubioase, fiindcă, în primul rând, vezi că nu există firmele alea. Sunt niște firme fantomă, cum le numim noi. De acolo, o parte din bani au mers la o firmă numită Prevezon Holdings, din Cipru. Ei, în Cipru costă 10 euro accesezi o bază de date și o să vă arăt la final de unde puteți să accesați toate bazele astea de date, fiindcă am creat noi un instrument pe care puteți să-l folosiți. Accesezi o bază de date și obții documentul acesta. Asta este firma Prevezon, unde au mers, deci din căsuța aia din Moldova, de la firma aia, au mers banii la firma asta din Cipru. Cipru e foarte important, fiindcă dacă ne uităm la economiile tuturor țărilor din Estul Europei, o să vedem că unul dintre cei mai mari investitori în economie, în industrie, oriunde, și în România, și în Ucraina, și în Rusia, este Cipru. Știe cineva ce populație are Cipru? 3 milioane. Are puțin peste 1 milion, 1.100.000 și ceva de mii de locuitori, până în 1.200.000. Ei, cum poate o țară cu 1.100.000 de locuitori să fie cel mai mare investitor, de exemplu, în Ucraina? Sau chiar în România, sau chiar în... Vă dați seama că e o anomalie acolo. De fapt, sunt o grămadă de politicieni și de criminali din zona noastră care se ascund în spatele unor firme din Cipru. Tot așa, un al doilea mare investitor în toată zona noastră sunt insulele Virgine Britanice. Alea sunt mult mai mici decât Cipru. Și cu toate astea vedem de la fabrici din astea mari până la combinate de oțel care sunt deținute de firme din insulele Virgine Britanice. Și vorbesc de toată zona Europei de Est. Deci oamenii se ascund în felul ăsta și Cipru este unul dintre locurile alea of choice, cum se zice. Încă de la începutul anilor 90, când Ciprul a fost folosit intens și de către regimul Milosevic, de exemplu, știți, în fosta Iugoslavie, și de către foști membri ai securității din România sau ai securității din Bulgaria sau, în fine. Dar haideți să revenim la investigație. Deci dacă ne uităm, plătim 10 euro, obținem documentul ăsta, firma spre care au mers banii din Moldova, și vom vedea aici deja niște nume, și anume numele unui domn, Denis Cațiv, care este... Am închis infograficul. Care este, în fine, este fiul unui fost ministru al transporturilor din Moscova. Deci domnul acesta de aici, Denis Cațiv. Deci automat vedem că o parte din banii ăia furați au mers la un om conectat la politica, prin tatăl lui, conectat la politica mare din Rusia. Deci fraudele de nivelul ăsta nu se pot face fără componentă politică. Fie că vorbim de România, fie că vorbim de orice altă țară din lumea asta. Componenta politică este extrem de importantă. Ei, Denis Cațiv a încasat o parte din banii ăștia prin firma asta Prevezon Holdings, însă se pune întrebarea, bun, și unde au mers banii după aceea? Adică ce fac oamenii ăștia cu banii? Ce credeți că fac ei cu banii? De obicei.
Omul care fură niște bani, care primește niște bani nemunciți, ce vrea să facă cu ei? Să-și cumpere o casă în Londra, da. Să-și cumpere un iaht, să-și cumpere ultimul model de Mercedes, nu știu de care, sau de BMW, sau de știu eu ce. Adică vrea să... De obicei, oamenii ăștia sunt foarte, foarte prezenți și în lumea mondenă, vor să epateze, vor să... Adică îi vedeți în jurul vostru, prin oraș, de multe ori, nu? În X5-uri, în X6, în tot felul de lucruri de astea. Nu că toți șoferii de X6 ar fi criminali. Dar, din păcate, mulți sunt, într-adevăr, oameni care nu și-au făcut banii așa cum bănuiesc că munciți dumneavoastră cinstit și... Nu. Și atunci... Noi când investigăm criminalitatea organizată, avem niște tipare în cap. Știm că le place să investească, de exemplu, în proprietăți în Londra. Așa este. Pe coasta de Azur, în sudul Franței, în Monaco, nu? În Spania. Deci știm că în New York. Deci avem niște locuri unde îi căutăm automat. Deci așa suntem noi setați ca investigatori. Mergem în locurile și cum îi căutăm? Din nou pe baze de date. E întotdeauna un zoom in, zoom out între Google. Dăm un Google pe numele... Eu când am văzut documentul ăsta din Cipru, am zis, păi, cine-o fi ăsta? Că nu știam cine e. Denis Cațiv. Dar dând un Google, am văzut că este apare în tot felul de materiale. Bacă a bătut un reporter, bacă nu știu ce. Sunt tot felul de chestii de-astea la Moscova, că tatălui este cu tare și cu tare. Și așa am aflat cine e și am continuat după aceea investigația. Și am pornit și l-am căutat în Franța, l-am căutat în Germania, am găsit acolo niște investiții. L-am căutat în toate zonele astea unde știam eu că e foarte probabil ca ei, ca Denis Cațiv să aibă investiții. Și am ajuns, cum ajungem de multe ori, la New York. Și în New York sunt niște baze de date, în statul New York, sunt niște baze de date extraordinare. Foarte, foarte simplu de folosit. Uitați, publice. De exemplu, asta este baza de date a proprietăților din statul New York. Deci aici putem să căutăm după nume de persoană sau putem să căutăm după nume de companie. E accesibilă, e gratuită, nu e vreo filozofie. Aici eu știam că ei, știu eu, că banii au mers la firma asta Prevezon. Dacă dăm o căutare aici pe Prevezon, dacă merge și internetul, o să găsim proprietăți în New York deținute de către mai multe firme care au particula asta Prevezon. Vă repet, dacă ați găsit un tipar, un pattern, e bine întotdeauna să-l urmăriți. Și vedeți, de exemplu aici vedem o grămadă de Prevezon. Prevezon 1711, 1810, 2009, Prevezon, tot felul de Prevezoane aici. Ei, în momentul în care găsim firme, numele, din nou, ca și în cazul ăla cu firma din Moldova, spune ceva. Trebuie să te gândești ce a avut în cap omul ăla când și-a dat numele ăsta firmei. De ce se numește Prevezon Pine? De ce se numește Prevezon, Prevezon Soho, de exemplu? Ce e Soho? Știe cineva ce e Soho? Da, e o zonă. Deci, automat ne arată asta că firmele astea sunt legate de niște proprietăți și aici, în tabelul ăsta, putem să vedem și valoarea acestor proprietăți. Vedeți? Unele sunt de 6 milioane, altele de 8 milioane, vedem în partea dreaptă. Și vedem acolo, evident, și multe date, unde se află toate proprietățile astea. De exemplu, toate sunt în Manhattan. Noi am mers la aceste proprietăți, sunt proprietăți de lux, sunt condominiumuri din astea foarte luxoase, chiar la intersecția dintre Wall Street și Broad Street, care nu e Broadway, dar e continuarea de la Broadway, deci în inima Manhattanului. Ei, am găsit proprietățile. Deci am găsit practic de unde au mers o parte din banii furați de la bugetul rus. Și ce credeți că s-a întâmplat după ce am publicat investigația și am arătat exact unde au mers banii? Le-au vândut la alte companii. Au vrut să le vândă la alte companii. No, și aici e frumusețea jurnalismului de investigație transfrontalier. Vedeți dumneavoastră în Moldova, în Rusia, nu s-a întâmplat nimic. Au început investigații, bun, a fost arestat omul acum 2 săptămâni, dar nu s-a întâmplat nimic concret din toată treaba asta. Însă în Statele Unite, americanii când au văzut materialele noastre de presă, cu inclusiv poza aia, cu căsuța, inclusiv poza asta, le-au luat frumos și au început un caz în justiție. Și le-au înghețat ăstora proprietățile din New York. E un proces pe rol.
ca probă, de exemplu, prima probă, Exhibit A, în procesul ăla, care poate fi accesat foarte ușor online, este poza asta, pe care noi am făcut-o. Pe care i-au folosit-o ca să demonstreze că ăștia, în momentul în care le-au înghețat proprietățile, au spus, domnule, ăștia sunt bani munciți din greu, sunt banii noștri, cum să ne confiscați proprietățile astea? Nu se poate. Ei, americanii nu gândesc așa. Au spus, domnule, nu, uite, există o investigație a unor jurnaliști. Și noi am pornit și noi cazul nostru în baza acelei investigații și au început și ei să facă investigația și vine cu alte instrumente. Fiindcă procurorul american are acces și la alte baze de date, are puterea asta de a percheziționa sedii de firmă, de a cere de la bănci tot felul de date bancare. De exemplu, banii care au fost trimiși de la firma asta din Chișinău către firma din Cipru erau listați în tranzacția bancară ca echipament sanitar, cumpărat de echipament sanitar. Deci asta era. În condițiile în care nu cred că există vreun echipament sanitar în clădirea asta și nici în firma din Cipru nu exista de fapt. Firma din Cipru era într-un birou unde erau alte sute de firme. Deci nu exista fizic. Legeți? Astea sunt firme de fațadă. Sunt folosite pentru a da o aparență de legalitate unor afaceri din astea ilegale. De multe ori când ne uităm la tranzacții de astea bancare, noi vedem, de exemplu, tranzacții în valoare de sute de milioane de euro pentru apă minerală. Păi gândiți-vă câtă apă minerală se poate cumpăra cu 100 de milioane de euro. N-ai fizic cum să o transporti, chiar dacă e Evian, chiar dacă e cea mai scumpă apă minerală din lume, n-ai cum să transporti așa ceva. De curând am dat peste niște documente unde criminalii sunt instruiți. Nu mai puneți chestii de-astea absurde când faceți tranzacția bancară. Împărțiți în sume mai mici. Deci sunt avocați care îi sfătuiesc cum să-și facă, cum să trimită din punctul A în punctul B banii, astfel încât să le fie mai ușor. O să publicăm curând documentele astea, că sunt foarte, foarte interesante. Ei, deci aici este o parte interesantă când vine vorba despre impactul jurnalismului de investigație, și anume că criminalii ăștia, punctul lor puternic este că pot să opereze peste multe, multe frontiere. Și spun, băi, fur banii din Rusia și investesc în New York. Cine poate să-mi dea de urmă? Și e greu, într-adevăr, să le dea cineva de urmă, fiindcă autoritățile din Rusia nu vor porni niciodată o anchetă, fiindcă e vorba de un om important în statul de acolo. Moldovenii poate nici nu știu ce se întâmplă. Ați văzut în filmulețul ăla că poliția a fost destul de depășită în Moldova. Unii sunt corupți, evident, dar de multe ori criminalii nu se folosesc de corupție neapărat, ci de incompetență. Sunt oameni care, eu dacă îmi fac o rețea care duce din Rusia până în Noua Zeelandă și îmi trece prin alte 6 țări, o să le fie greu autorităților din oricare dintre țările alea să investigheze rețeaua. De ce? Fiindcă ei gândesc încă între granițe. E vorba de națiune-stat. Eu sunt polițist în România, păi îmi fac treaba pentru contribuabilul român. Nu fac treaba pentru contribuabilul din Cipru sau din Delaware sau din altă parte. Deși probabil că rețeaua criminală se întinde în toate statele astea și deși poate că nu contribuabilul meu suferă, ci alt om în altă parte a planetei. Și atunci criminalii se folosesc de asta, fiindcă ei nu mai gândesc în termeni ăștia de națiune-stat. Pentru ei globul e națiunea. Deci e o forță din asta foarte mare de globalizare, crima organizată. Ei când gândesc doar în termen de risc și de multe ori, de exemplu, ai tranzacții cu droguri. Droguri multe, tone de cocaină, care nu au niciun... Când urmărești efectiv transportul, spui, băi, ăștia sunt nebuni, fiindcă transportul face în conjurul lumii de 3 ori până ajunge într-un port undeva unde în final e descărcat și de acolo mai face încă jumătate de... Adică în loc să mergi din punctul A în punctul B, direct, pe calea cea mai scurtă, ei aleg o cale foarte, foarte lungă tocmai pentru a deghiza, pentru a ascunde transportul și pentru că în final ei oricum fac bani. Deci ei fac o analiză de risc și când analizezi afacerile criminale, nu trebuie să gândești ca un afacerist corect, normal, care spune, băi, cum minimizez costul de transport, cum scot mai bine banii de acolo, cum fac... Nu, ei gândesc în alți termeni. Termenul final este profitul și sunt gata să piardă o parte din bani, fiindcă știu că în final, totuși, cantitatea de bani pe care o fac, volumele alea, sunt imense. Și atunci, nu gândesc liniar, ci gândesc global, gândesc foarte, foarte interesant, cred eu.
Dar la fel pot să gândească și jurnaliștii de investigație. Și asta încercăm noi. Evident că nu suntem la nivelul criminalilor. Criminalii au resurse mult mai mari, mulți sunt mult mai deștepți și sunt. Și atunci e un joc inegal. În plus, eu cred că sunt mai mulți criminali decât sunt jurnaliști de investigație. Mulțimile sunt așa puțin. Însă, ce se întâmplă în momentul în care facem noi investigația și la OCCRP și știu eu și la Rise Project, e că nu ne așteptăm ca DNA-ul să înceapă o anchetă, să înceapă o anchetă oficială în urma a ceea ce dăm noi, ci vedem impact dincolo de asta. Vedem, de exemplu, că l-am deschis pe omul de afaceri într-un context negativ, fiindcă e implicat în afacerile astea oneroase, și după aia primim o scrisorică de la avocatul acelui om de afaceri care ne spune, băi, dați-mi jos numele de pe site, fiindcă am mers la bancă să iau un împrumut și banca nu mi-a dat împrumutul ăla și a invocat articolul vostru. Că și-a făcut due diligence, știți? Banca trebuie să-și facă un pic de investigație înainte să dea un împrumut, înainte să acorde un credit. Și atunci noi primim scrisorile astea și suntem foarte bucuroși când le primim. Fiindcă spunem, uite, ăsta este impact dincolo de ceea ce poate să facă poliția, parchetul. Și iarăși, multă lume are impresia asta că, dom'le, dacă n-au început o investigație, înseamnă că sunt corupți. De multe ori nu e așa. E vorba că ori n-au timp, nu văd fenomenul, le e foarte greu. De exemplu, gândiți-vă la rețeaua aia globală. Stați să deschid din nou documentul. Deci la rețeaua asta. Păi, câte poliții sau servicii secrete ar trebui să colaboreze ca să arate ce se întâmplă? Uitați-vă, deci odată Rusia, Moldova, Marea Britanie, Cipru, insulele Virgine Britanice. Deci avem câte? Vreo 5. Relațiile între polițiile astea nu sunt foarte bune. De exemplu, britanicii nu colaborează foarte bine acum cu rușii. Din cauze de politică, de probleme, de sancțiuni, de tot felul de lucruri de astea. În schimb, criminalii și jurnaliștii pot să coopereze, fără nicio problemă, nu? Peste frontiere și putem să schimbăm informația. Mai mult, în clipa în care, să spunem, ești procuror și investighezi un caz din ăsta de spălare de bani, de corupție, tu trebuie să mergi prin canale oficiale. Sunt ceea ce se numesc Mutual Legal Assistance Treaties. Adică trebuie să întrebi, rusul trebuie să-l întrebe pe moldovean prin MAE, prin Ministerul de Afaceri Externe, dom'le, vreau și eu documentele firmei Elenast și Bunicon. Moldoveanul îi trimite documentele și o să vadă acolo rusul, doamne, e un om care se numește Bunicovski acolo. Trimite un nou cerere și spune, vreau să-mi spuneți cine e omul ăsta, Bunicovski. Și tot așa, și tot așa, și tot așa. Trimite după aia și ajung până la urmă să spune că ajung în Cipru. Și trimit Ciprului un nou emblem de asta, o cerere din asta, și spun, domnule, vrem și noi să vedem cine este firma asta Prevezon. După câteva luni primesc răspunsul, uite, asta e firma Prevezon cu documentele. Și acolo văd că e și o firmă Martaș Holdings din insulele Virgine Britanice. Și acolo trebuie să trimită un nou emblem din ăsta și deci toată investigația asta ar dura probabil ani pentru procurori. De asta noi facem la RISE și la OCCRP, facem și training-uri, workshop-uri cu procurori. Unde ce le arătăm? Le arătăm că bine, e mai bine să te uiți la rețea în ansamblu, să-ți faci munca în afara canalelor oficiale, adică să nu aștepți după toate scrisorile alea și toate chestiile alea care sunt foarte seci așa, îți faci munca și după aceea faci toate cererile odată. Deci trimiți cererile și cu asta, adică nu aștepți. Și atunci reduci mult timpul ăsta de investigație. Deci încercăm să-i ajutăm și pe ei să devină mai eficienți. Bun. Haideți să vă arăt câteva dintre instrumentele pe care le folosim noi, pe scurt așa. Deci asta este, de exemplu, o unealtă pe care o puteți folosi și dumneavoastră, se numește Investigative Dashboard. Eu am construit-o acum vreo 4 ani. Între timp, cei de la Google ne-au contactat și le-a plăcut ideea și acum ei sunt, deci e un serviciu oferit împreună cu Google, adică ei ne dau banii și ne oferă, știu eu, platforma și de-astea. E vorba de, eu mergând în toată lumea asta, la un moment dat eram prin Sierra Leone, în zona de unde se extrag diamantele alea, Blood Diamonds, în zona Kono se numește. Și acolo lucram cu un jurnalist local, foarte fain, din Freetown, care m-a ajutat. Era un fel de fixer. Deci mie nu place termenul ăsta de fixer, că era egalul meu, doar că era omul de acolo, local.
M-a dus încă o nouă, mi-a arătat tot și la un moment dat zice, băi, Paule, eu te ajut pe tine cu tot felul de informații, cu tot felul de chestii, dar ajută-mă și tu, și tu pe mine. Că uite, eu am niște investigații care nu țin de investigația ta. Eu am mers acolo să-l investighez pe omul care a început afacerea Roșia Montan, Frank Timici, care și-a montat o parte din afacerea acolo, în Sierra Leone. Și omul zice, uite, eu am niște ucraineni, de exemplu, care au obținut niște concesiuni de asta miniere și încearcă să folosească cianuri și să folosească tot felul de alte nenorociri, substanțe din astea care distruge mediul. Și vreau să aflu cine sunt ucrainenii ăștia. Poți să mă ajuți? Și eu zic, da, sigur, păi te pun în legătură cu jurnaliștii din Ucraina care pot să-ți scoată firma din baza de date din Kiev și pun exact cine sunt ăștia și să vadă dacă au vreun trecut din ăsta pătat, dacă au fost implicați în criminalitate, în alte afaceri din astea murdare. Însă, în clipa aia am realizat că dacă jurnalistul din orice parte a lumii astea sau activistul ar putea să afle imediat date despre firmele care sunt de interes local, asta ar fi un ajutor enorm pentru ei. Și de asta am făcut Investigative Dashboard, unde avem, între altele, și niște cercetători și în Europa, și în Africa, și în țările arabe, și în America Latină, și în Statele Unite, care ce fac? Primesc cereri de la jurnaliști sau activiști din toată lumea care spun, aș vrea și eu să știu cine e firma asta, cine este implicat în firma asta din Cipru. Cercetătorii noștri primesc la Research Desk, primesc cererea asta și răspund gratuit cu documentele atașate. Și mai mult sunt și proactivi, adică dacă cer o firmă din Cipru și în firma din Cipru e o firmă din Insulele Virgine Britanice, ei îți vor da și firma de acolo și un... o investigație făcută primar în jurul acelor nume. Adică căutăm numele alea să vedem dacă apar în alte baze de date, dacă apar și... Jurnalistul are practic un capăt de investigație de la care poate el să-și înceapă ancheta. Deci cam asta este Investigative Dashboard pe scurt. Dincolo de asta însă, noi și indexăm foarte multă informație. Și aici lucrăm mult cu hackeri. Hackeri civici, oameni buni, nu oameni de care fură, știu eu, care fură din conturi bancare. Deci ce facem este indexăm baze de date, pornind de la, știu eu, informații din diverse instanțe, din curs de asta de judecată, registrele companiilor din toată lumea. Le punem la un loc, fiindcă închipuiți-vă ce putere poți să ai în clipa în care toate bazele astea de date sunt, să spunem, unificate. Și poți, în timp real, să spunem că apare un nou guvern în România, cum a fost cazul acum de curând. Și vezi instantaneu, bagi numele alea într-un sistem și vezi dacă oamenii ăia sunt implicați în ceva ce e ciudat, ce e dubios, ce e, astfel încât să poți, nu să aștept nu știu câte săptămâni să facă jurnalistul investigație, ci să poți spune din prima, băi, stai puțin că e o problemă acolo. Dacă omul deține niște apartamente în Monaco și a primit și în declarația de avere nu apare. Deci gândiți-vă că astea sunt ceea ce eu numesc și se va întâmpla în viitor, e un fel de Global Open Source Intelligence System. Adică toți putem să participăm, să contribuim la asta și datele sunt din ce în ce mai multe disponibile și atunci gândiți-vă la sistemul ăsta unde toate bazele de date comunică între ele fără să fie, știu eu, vreun obstacol limba sau alfabetul în care este prezentată informația. Exemplu, am avut o întâlnire acum 3 săptămâni la City University în Londra cu programatori, cu mai multe organizații, fiindcă vrem să începem sistemul ăsta despre care vorbesc acum și vrem să-l începem de la jurnaliști, de la organizații din astea de tip OCCRP, Global Witness, altele și altele din lumea asta, ICIJ, cu Offshore Leaks, cu toate minunățirile alea. Și ce vrem să facem? Noi ne-am dat seama că datele există, evident, numai că sunt în tot felul de formate. Sunt în PDF-uri, sunt în tot felul de limbi, în mandarină, sunt scrise în chirilice și e foarte greu, foarte greu să cauți în toate datele astea. Și atunci ne-am gândit, haide să creăm un algoritm prin care jurnaliștii, de exemplu, eu îmi fac un folder pe desktop-ul laptopului meu, unde pun toate datele pe care vreau să le share-uiesc cu alții. Dar nu, știți, aici e o problemă de mentalitate la jurnalist. Jurnalistul nu prea vrea să share-uiască ceea ce are, să împartă datele pe care le are, fiindcă sunt proprietatea mea și nu vreau să le dau altcuiva, că cine știe, îmi pun în pericol sursa, care este un motiv legitim. Însă, sistemul pe care l-am gândit noi este, tu pui toate documentele într-un folder, cum or fi ele, le arunci acolo, e un data dump, le pui în orice limbă, în orice... nestructurate, nu trebuie să fie Excel-uri, să fie DBF-uri, să fie orice. Și îți vine un soft
peste acel folder și îți extrage entități. Entități de tipul companie, nume de persoană, localizare, dată, știu eu, chestii de astea. Și doar alea le face publice în rețeaua asta. Și atunci, de exemplu, din folderul meu, poate că un jurnalist din Peru o să vadă, băi, uite, mi-apare numele unui parlamentar peruan în baza de date care văd eu, îi aparține lui Paul în România. Și atunci ideea este să ia legătura cu mine și să-mi ceară acel document, fiindcă atunci există și interesul mutual. Adică atunci mă gândesc și eu, bă, stai puțin, că s-ar putea să fie un material și pentru mine în toată chestia asta. Și atunci vrem să creăm sistemul ăsta și e foarte ușor de făcut din punct de vedere tehnic. Avem, de exemplu, CTO-ul nostru la OCCRP este Smari McCarthy. Este unul dintre cei care a început Wikileaks cu Assange. Era programatorul principal la Wikileaks când au început Wikileaks în Islanda. Un om cu foarte, foarte multe idei și foarte fain. Deci gândiți-vă că după aceea că ai sistemul ăsta de extragere de entități și că tu poți să faci căutări automate. Adică, de pildă, cum spuneam mai înainte, dacă se numește un nou parlament, automat toți cei sute, din păcate multe sute din parlament, să fie căutați în toată lumea și să găsești automat date despre ei. Deci asta ar fi foarte puternic. Evident că există multe obstacole în sensul că s-ar putea ca numele pe care îl caută peruanul acela să nu fie numele, adică să fie un nume comun, să fie Juan Pablo al III-lea. Sunt mulți Juan Pablo al III-lea în lume. Dar se pot elimina astea tocmai prin comunicare, prin verificare, prin investigație. Deci false positives și chestii de astea. Bun. Vă spuneam că noi, ca jurnaliști de investigație și dumneavoastră, ca investigator, potențial investigator, puteți să preveniți criminalitatea. Și o să vă dau un exemplu. Și anume, în urmă cu vreo 2 ani, eram pe aeroportul, pe Otopeni, la noi aici, și așteptam să vină din Moldova un coleg, Mihai Munteanu. Stai să văd dacă găsesc poza de atunci. Aha, da, cred că da. Asta. Ei, colegul meu a venit și mi-a spus, și s-a năpustit așa pe ușile astea de la Otopeni și mi-a zis: "Păi, Paule, nu ai să crezi cine era în avion cu mine." Știți, zborul din Moldova, din Chișinău până în București, e scurt și avioanele sunt mici. Și la clasa business erau 3 persoane. Toate 3 fuseseră condamnate în România pentru fraudă la nivel înalt. Omul ăsta cu cămășuță roz pe care îl vedeți acolo se numește Gabriel Bivolaru. Și este primul parlamentar român condamnat la pușcărie. A furat vreo 60 de milioane de euro de la BRD, când BRD-ul era bancă de stat. Celălalt de lângă e un alt om, a murit de fapt acum anul trecut sau acum un an jumate, Țârdea-l cheamă. Și mai era un domn cu ei, Liviu Niță, care a fost implicat în primul mare caz de mită electorală, corupție, a dat PDL-ului mai de mult la începutul anilor 2000 niște sume de bani într-o firmă Sanoi, în fine, e poveste lungă. Dar toți ăștia erau împreună în avion, nimeni nu știa că ăștia se cunosc între ei, adică erau fraude complet separate, disparate, n-aveau legătură una cu alta și totuși oamenii ăștia erau în avion, la clasa business și au ciocnit și un păhărel de șampanie acolo. Eu, evident, că mi-am scos telefonul și am filmat să-i avem documentați împreună, care era foarte interesant ca fapt. Însă ne-am gândit, băi, dar ce făceau ăștia în Moldova? Și atunci, ceea ce am făcut a fost, evident, să mergem la registrul companiilor din Moldova, să vedem dacă cumva și au început să-și facă firme pe acolo. Dacă se gândesc să înceapă acolo ceva a face. Și am găsit, stați să văd infografic, unul dintre infografice, ar trebui să mă găsesc pe aici. Noi lucrăm foarte mult cu infografice, fiindcă asta e, încercăm să simplificăm cât mai mult. Da, nu cred că găsesc acum infograficul la care mă refer. În fine, ideea este că oamenii ăștia pe care vedeți aici au început să-și construiască niște structuri de astea de afaceri în Moldova
Și una dintre afaceri era o firmă începută cu soția șefului SPPS-ului. SPP-ul, știți, Serviciul de Protecție și Pază în România, un serviciu secret care asigură protecția demnitarilor. Era vorba de omolog de serviciu similar din Moldova. Soția acelui demnitar, șeful SPPS-ului, era în firmă cu oamenii ăștia și vreau să înceapă pe o afacere împreună cu televiziunea publică din Moldova, Moldova 1. Era vorba de niște jocuri de asta de bingo. Oamenii mai făcuseră asta în România, au fost fraudate niște posturi TV, au fost, în fine. Noi ce am făcut? Am publicat un material cu infografii și cu tot, în care am arătat că uite ce vor să facă. Deja era un precontract semnat cu Moldova 1. Ca urmare a anchetei noastre, Moldova 1 a renunțat la afacerea cu oamenii ăștia. Și ne-a sunat domnul acela, nu cel că mă stăros, celălalt și a spus: bă, voi sunteți mai rei ca poliția. Mi-ați distrus afacerile, mi-ați distrus viața mea. Și evident că noi am fost bucuroși să primim acel telefon. Și ăsta este un exemplu de ceea ce numim noi pre-crime. Adică noi când am prezentat materialul ăsta, n-am spus: băi, domnule, aveți grijă că ăștia o să vină să vă dea în cap în Moldova. Noi am prezentat, uite, și am făcut afacerile astea împreună cu oamenii ăștia care sunt importanți la noastră în stat. Și în România, anterior, au făcut următoarele și următoare. Și am prezentat acuzațiile din România, faptul că au fost condamnați la pușcărie pentru anumite afaceri și toate astea. Și atunci e evident că te gândești de mai multe ori dacă se face o afacere cu felul ăsta de oameni. Și noi, ca jurnaliști de investigație, le putem strica afacerile astea. Evident că în alte situații am prezentat, am avut anchete similare și am prezentat că, uite, dumneavoastră, ăștia s-au mutat din România în Sierra Leone și au făcut toate nenorocirile astea în România, aveți grijă în Sierra Leone că s-ar putea să se întâmple la fel. Nu ne-a luat nimeni în seamă. Deci sunt lucruri care, în fine, deci nu întotdeauna se întâmplă așa. Eu, evident, vă prezint exemplele de succes. Dar în clipa în care înțelegi că oamenii nu se vor opri din criminalitatea asta, când e vorba de criminalitate de nivel înalt, atunci e bine să privești la fel criminalitatea ca pe o marfă și să încerci să o înțelegi, să-i găsești tiparele și să încerci să vezi peste frontiere unde mai sunt aplicate. Bun. Un alt instrument, și cu asta o să termin și o să vă las pe dumneavoastră să vorbiți, este ceea ce am creat și am numit noi VIS, Visual Investigative Scenarios, unde cu Investigative Dashboard am încercat să rezolvăm accesul ăsta la informație despre companii și după aceea, împreună cu Quick Data, colegii noștri de la Quick Data, am făcut un soft prin care oamenii fără cunoștință de tech să poată vizualiza informație și să o poată reprezenta. Majoritatea investigațiilor noastre la RISE sunt cu acest, folosim acest soft ca să reprezentăm. Adică în loc să punem, uitați, toate relațiile astea între firme, ar necesita să spunem o jumătate de pagină de descriere. Să spui firma cu tare, implicată firma cu tare, ceea ce e boring, e nasol. Și atunci încercăm să reprezentăm grafic pentru oamenii care sunt interesați să vadă exact ce anume se întâmplă în relația asta între criminali, între firme, între tot felul. Deci asta este VIS, simplu de folosit, aveți și un tutorial pe site, gratuit, evident. Na. Bun, păi haideți că cred că am vorbit așa foarte mult și foarte disparat și foarte... aș vrea să vă rog pe dumneavoastră, dacă aveți întrebări, să le puneți.